Bună ziua, Andrei! Eu sunt Cristina Gavriliță, sunt profesor de limba și literatura română în cadrul Centrului Educațional Unirea și începând de astăzi vom pregăti împreună examenul tău de bacalaureat. Spune-ne pentru început, te rog, ceva despre tine. Cine ești, cu ce te ocupi, ce pasiune ai? Numele meu este Cristian, elev clasa 12, are liceu de meteorologie 3 în Buia, din București. Îmi place să merg cu bicicleta foarte mult, așa că... Frumos, bravo! Am găsit și o modalitate să fac bani cu bicicleta. Lucrez la Foodpanda în timpul liber. Oh, interesant, bravo! Bun, hai să revenim la lucrurile noastre. Tu ești elev în clasa a 12-a, spuneai, la profil real, da? Ce anume mai exact, ce profil? Științe ale naturii. Foarte frumos. Bravo. Hai să începem prin a-ți prezenta programa pentru bacalaureat, da? O știi, o cunoști, ai văzut-o sau sunt... Știu câteva opere, știu operele care vor fi. Am înțeles. Uite, imediat o să-ți arăt eu despre ce este vorba. Aceasta este programa pentru BAC în vigoare, vezi, pentru disciplina limba și literatura română, filieră teoretică, profil real, da? Asta ne interesează pe noi. Bun. În primele pagini ale documentului avem aici ceva despre statutul disciplinei, date de început, da? Sunt mai puțin importante pentru noi. Aici, competențele de evaluat. Iată. Prima competență este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare. Așa, fiecare cu competențele specifice și conținuturi asociate. Bun. Pe urmă, utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune, adică de înțelegere și de interpretare a modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea textelor literare și non-literare. Da? La fel, avem aici un tabel cu competențe specifice și conținuturi asociate. După ce îți voi termina de prezentat programa, o să ți-o și trimit pe grupul nostru de WhatsApp, astfel încât să ai acces la ea ori de câte ori dorești. Da? Da. Bun, de asemenea, punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curentele literare. Deci, iată, anul acesta va trebui să insistăm și pe curentele literare. Sunt foarte, foarte importante. Iată, umanismul, observi luminismul, perioada pașoptistă și criticismul junimist, evident. Da? Romantismul, realismul, simbolismul, apoi vom vorbi despre ce mai avem aici, tipuri de roman, vezi, în perioada interbelică, romanul psihologic și al experienței, da? De asemenea, vom face referire și la poezia interbelică, așa, și la curentele din această perioadă, și anume modernism și tradiționalism, da? În perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale, aceste două curente au coexistat. De asemenea, ne vom referi și la perioada postbelică, de după cele două războaie mondiale. Și aici vom discuta despre romanul postbelic, poezia din perioada respectivă, teatru și la fel curente literare. Da? Curentul pe care îl vom studia este postmodernismul. Mai departe, iată, argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare. De asemenea, e un lucru foarte, foarte important, fiindcă un elev de clasa a 12-a, care a finalizat, de fapt, clasa a 12-a și dorește să susțină examenul de bacalaureat, trebuie să aibă așa dezvoltată capacitatea aceasta de a emite
ipoteze, idei, păreri, opinii, da? Și de asemenea de a le susține. Vom învăța să facem lucrul acesta într-un tip anume de text, și anume în textul argumentativ. Textul argumentativ este foarte, foarte important, pentru că de regulă la partea B a primului subiect vi se cere să realizați astfel de texte. Bun, mai departe, iată, precizări privind conținuturile programei. Și aici sunt dați toți autorii pe care voi trebuie să-i cunoașteți la finalul ciclului liceal. În primul rând vom discuta despre Mihai Eminescu. Ce ai învățat tu în perioada liceului? Ce texte scrise de Mihai Eminescu? Luceafărul, cu siguranță, da? Da, da, în primul rând Luceafărul. Și e posibil să fi discutat și despre Floarea albastră. Da, nu prea știu autorii, din păcate. Nu e nicio problemă. O să vedem împreună. De asta sunt aici, ca să te ajut, da? Sub nicio formă nu o să te critic dacă nu știi ceva sau dacă ai uitat. Nu e nicio problemă. De asta facem meditații. Mai departe îl vom aborda pe Ion Creangă. Aici, cu siguranță, ați studiat unul dintre basmele lui Creangă. Fie povestea lui Harapalb, fie povestea lui Stampățitul. Depinde de manualul după care ați lucrat. Voi ce ați făcut? Harapalb. Povestea lui Harapalb, da? Caragiale, ce ați făcut? O scrisoare pierdută. Bravo, Andrei, așa e, o scrisoare pierdută. Bănuiesc că ați mai făcut și o novelă, nu? Psihologică. În vreme de război sau o făclie de Paște? În vreme de război, cred. Da, posibil. Dar noi ne vom ocupa pentru examenul de bacalaureat de comedia lui Caragiale, și anume o scrisoare pierdută. Titu Maiorescu, critic literar, da? Vom discuta și despre el. Ioan Slavici, ce ați studiat? O novelă, de asemenea psihologică, și pe care o putem încadra în curentul literar numit realism, și anume Moara cu noroc. Da? Da. Bun. Trecem și la poeți. Iată, George Bacovia, acum la începutul clasei a 12-a studiați poezia simbolistă, și anume pe George Bacovia. De regulă se studiază poezia plumb, însă se mai abordează și alte texte bacoviene, precum Lacustră, Decor și așa mai departe. Apoi vom discuta despre Lucian Blaga, un poet modernist expresionist. Vom pregăti pentru bacalaureat poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Evident că și aici profesorul la clasă vine cu texte suplimentare. Spre exemplu, este posibil să vă prezinte un alt text blagian, și anume Gorunul, sau un alt text deosebit, Autoportret. Bun. Apoi Tudor Arghezi, și aici cu siguranță învățați poezia Testament. De asemenea, mai studiați și o altă artă poetică a lui Arghezi numită Flori de Mucigai. Și este posibil, în funcție de ceea ce își propune profesorul, să vă prezinte și câțiva dintre psalmii arghezieni, care sunt niște poezii extraordinare. Bun, mai departe, continuăm cu modernismul. Toți acești poeți sunt moderniști, da? Însă fiecare cu particularitățile lui. Iată, la Ion Barbu, modernismul îmbracă forma ermetismului poetic. Aici vom studia opera literară Riga Crypto și Lapona Angel, o baladă, da? Bun. Mihail Sadoveanu, cred că deja l-ați discutat în celelalte clase de liceu, posibil chiar în clasa a noua. Ați învățat Baltagul, nu?
Da. Și de asemenea, cred că în clasa a 10-a ați discutat ceva și despre cele nouă povestiri ale lui Sadoveanu cuprinse în volumul intitulat Hanul Ancuței. Da, și... Da, însă noi pentru bacalaureat vom pregăti romanul Baltagul. Roman pe care, dacă mi-amintesc eu bine, l-ați abordat și în clasa 8-a, așa e? Da. Da. Bun. Mai departe. Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu, un autor de proză, realist. Și aici ce ați studiat de Liviu Rebreanu? Ce roman? Romanul? Romanul acela de tip obiectiv. Nu mai țin. Da? Da? Da. Încep să-ți arătești. Nu e nicio problemă. O să vedem. Bun, mai departe. Camil Petrescu. Camil Petrescu este un deschizător de drumuri în ceea ce privește literatura românească, fiindcă el introduce concepte noi, da? Spre exemplu, conceptul de autenticitate și scrie într-un mod cu totul deosebit, altfel decât s-a scris până la el. Cu siguranță voi ați studiat romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Da. Da? Unii elevi este posibil să fi studiat celălalt roman al lui Camil Petrescu, Patul lui Procust. Dar noi o să ne ocupăm de Ultima noapte de dragoste, fiind profil real, pentru că e mai accesibilă pentru elevii de la profilul real. Mai departe, George Călinescu, critic literar și scriitor, autor de romane. Aici, cu siguranță, ați discutat despre romanul realist de tip balzacian, de factură balzaciană, și anume Enigma Otiliei. Da? Următorul autor pe lista noastră este Eugen Lovinescu. Acesta este și critic literar, dar și teoretician al curentului numit modernism. O să discutăm și despre aceasta. Mai departe, Marin Preda. Marin Preda se studiază în clasa a 12-a, mai spre finalul clasei a 12-a. Și o să abordați unul dintre romanele lui, și anume Moromeții. Pentru examenul de bacalaureat este obligatoriu să citiți primul volum din romanul Moromeții. Mai departe. Am. Da? L-ați mai făcut? Da. Am făcut în clasa 11-a puțin. Sigur că da. Unii profesori, spre exemplu, studiază spre finalul clasei a 10-a cu elevii toți poeții aceștia, Bacovia, Blaga, Arghezi, Barbu. Da? Alți profesori aleg să lase acești autori pentru clasa a 12-a, fiindcă oricum în clasa a 12-a se reiau operele acestor scriitori și consideră că e mai bine să procedeze astfel. Alți profesori aleg la sfârșitul clasei a 11-a să discute și despre Marin Preda, și anume despre Moromeții, astfel încât în clasa a 12-a elevii să aibă deja noțiunile de bază. Da? Bun, mai departe. Nikita Stănescu. Nikita Stănescu, poet obzecist. Da, iată, mai aproape de vremurile noastre, vom studia poezia Leoaică tânără, iubirea, de asemenea o artă poetică. Și ultimul pe lista noastră este Marin Sorescu. Marin Sorescu a scris și poezie, a scris și dramaturgie. Noi vom studia una dintre piesele lui dramatice, și anume drama Iona. Bun. Iată, important e ce scrie și aici. Vezi? În notă. Conform programei școlare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici,
ci studierea cel puțin unui text din opera acestora, da? Deci nu trebuie să știm absolut tot, așa că nu ai de ce să te sperii. Și nu știu de ce, presimt că subiectele vor fi accesibile pentru toți elevii. Bun. Acum, la subiectul al doilea, de regulă, sunt date texte la prima vedere. Iată, textele literare la prima vedere pot aparține atât autorilor canonici, cei de aici, da? Așa, da. Cât și altor autori studiați, da? Bun. Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puțin numărul minim de texte prevăzute în programa școlară, aparținând autorilor canonici sau prozei narrative, poeziei sau dramaturgiei românești, despre care să poată redacta un eseu structurat, temutul eseu, cel de la subiectul al treilea, da? Așa, în care să aplice concepte de istorie și teorie literară, iată, perioade, curente literare sau culturale, elemente de analiză tematică, structurală și stilistică, menționate în prezenta programă. Bun, asta e pe parte de literatură, pe parte de limbă și comunicare. Dacă ai avut curiozitatea să te uiți până acum pe un model din acela de subiect de bacalaureat, ai observat că primul subiect conține și exerciții prin care se evaluează cunoștințele elevilor cu privire la noțiunile acestea de limbă și comunicare. Iată ce avem aici. Păi, respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație. Da? Trebuie să știm să scriem corect românește, pentru că suntem români. Și este inacceptabil ca un elev care termină liceul să nu știe să scrie corect românește. Pe urmă, normele morfosintactice și folosirea adecvată a unităților lexicosemantice. Da? Și acestea sunt importante. Iată, mai departe, aplicarea cunoștințelor de limbă, adică de gramatică și de vocabular, în special, da, gramatică și vocabular, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, iată, în exprimarea corectă și în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. Păi uite, hai să-ți dau un exemplu. Despre sinonime voi ați discutat în anii de gimnaziu, corect? Da. Evident că reluați lucrurile și în anii de liceu, da? Dar prima dată v-ați întâlnit cu termenul de sinonim în clasa a cincea, din câte mi-amintesc eu. Da? Astfel de exerciții în care vi se cere să explicați sensul, să găsiți sinonimul și așa mai departe, întâlniți în primul subiect, în prima parte de la examenul de bacalaureat. Da? Pe urmă, voi în clasele de gimnaziu ați învățat despre verb și anume despre moduri și despre timpuri și dacă ți-amintești tu, ți-au dat bătăi de cap cele patru forme de trecut, da? Cele patru forme în care putem să exprimăm trecutul la modul indicativ, da? Și anume imperfect, perfect compus, perfect simplu și mai mult ca perfect. N-ați scăpat nici acum de ele, pentru că anumite forme de trecut sunt importante în analiza stilistică a unui text literar. Da? Da. Spre exemplu, când discutăm despre basme, că spuneai că ai studiat basmul Povestea lui Harapalb, discutăm implicit și despre imperfect. Timpul imperfect al modului indicativ. Timpul imperfect este timpul care arată nedeterminarea. În basme se utilizează acest timp verbal tocmai pentru a transmite ideea că timpul este unul nedefinit, unul mitic, pe care îl mai numim noi și ilotempore. Dar toate la timpul lor, când vom aborda basmul, o să-ți explic mai multe lucruri, da? Da.
Bun, cam despre asta e vorba. Uite, de asemenea, niveluri de constituire a mesajului, nivel fonetic. Suntem în octombrie, suntem pe 24 octombrie. Teoretic ar fi trebuit să-l fi studiat până acum pe George Bacovia. L-ați studiat la școală? Și poezia lui Plumb, de George Bacovia. A, așa. Bun, și cu siguranță profesorul v-a spus că anumite vocale de acolo, folosite în text, precum O, U, sugerează închiderea. Da? Iată, vocalele, elemente care țin de fonetică, da? Capătă valoare stilistică într-un text precum cel al lui Bacovia. În tradus cumva în termenii literaturii, utilizarea frecventă a unei astfel de vocale poartă denumirea de asonanță. De asemenea, există anumite consoane care exprimă duritatea, ostilitatea mediului în care se simte captiveul liric bacovian, cum ar fi P, B. Da? Iată, acestea în literatură poartă denumirea de aliterații, dar ele au legătură, evident, cu fonetica, acea pe care ați studiat-o voi în gimnaziu. Iată. De asemenea, tot legat de fonetică, mai trebuie să fiți atenți la, iată, pronunția corectă a hiatului, a diftongului, a triftongului. De asemenea, să accentuați corect cuvintele, că nu e tot una dacă spun am două copii, copii xerox, da? Sau am doi copii și accentuez pe ultima silabă. Sau fata este veselă. Da? Accentuez prima silabă veselă sau veselă. Da? Iată, trebuie să cunoaștem utilizarea corectă a accentului în limba română. Nivelul lexicosemantic. Ia uite. Ce mai avem aici? Câmpuri semantice, erori semantice, precum pleonasmul, tautologia și confuzia paronimică, derivate și compuse, schimbarea categoriei gramaticale, conversiunea pe care ați studiat-o voi, cred, în clasa 8-a, da? Categorii semantice, precum sinonime, antonime, omonime, paronime, cuvinte polisemantice, care v-ați luptat în timpul gimnaziului, sigur că da, rămân valabile și acum la liceu, da? Sensul corect al cuvintelor, mă refer aici la neologisme, locuțiuni și expresii, acestea poartă denumirea de unități frazeologice și așa mai departe. Se reiau aici toate elementele specifice și nivelului morfosintactic, da? Am vorbit deja despre ele, nivelul ortografic și de punctuație, nivelul stilistico-textual și cam atât. Aceasta este programa pentru examenul de bacalaureat. Ce părere ai, Andrei? Cum ți se pare? E mult? E puțin? E ok, trebuie doar să învăț ca lumea. Mm-hmm. Și e greu? Nu. Nu neapărat. Nu e foarte greu. Bun. Ia să vedem acum cum arată o variantă de subiect pentru evaluarea, scuze, pentru bacalaureat. Eu lucrez și cu ele de clasa 8-a și, na, ia să căutăm noi bacul lui Andrei, da? Uite. A, aveam programul așa aici. Ia uite, pentru profil real. Unul dintre modelele oferite de Ministerul Educației pentru examenul de bacalaureat din anul școlar
de la sfârșitul anului școlar 2019-2020. Atunci, datorită situației create de pandemie, s-au scos câteva conținuturi, însă nu e important lucrul acesta. Da? Chiar dacă noi, voi de fapt, aveți pentru astăzi mai multe conținuturi, structura rămâne aceeași. Da? Iată. Da. Filieră teoretică, profil real. Citește următorul fragment la primul subiect și se oferă un text suport, da? Și pe baza acestui text suport trebuie să rezolvați la prima parte un set de 5 exerciții. Sunt exerciții destul de simple, așa că aici toți elevii ar trebui să primească punctaj maxim. Da? Sunt exerciții în special de înțelegere a textului. Deci nimic deosebit. Partea B, îți spuneam și atunci când ți-am prezentat programa, că presupune realizarea unui text argumentativ. Iată, spre exemplu, în această variantă, vi se cere să realizați un text de minimum 150 de cuvinte, asta înseamnă cu aproximații 15 rânduri, minim 15 rânduri, da? În care să argumentați dacă peisajele influențează sau nu sentimentele unui călător, raportându-vă atât la informațiile extrase din acest fragment, da? Cât și la experiența voastră de personală sau culturală. Da? Deci aici va trebui să recapitulăm toate noțiunile legate de textul argumentativ. Bun, subiectul al doilea. Aici vi se dă un text la prima vedere, de regulă un text aparținând unei opere literare, da? Iată, spre exemplu, aici avem un fragment din opera literară Oraș Patriarhal, scrisă de Cezar Petrescu. Și vi se cere de asemenea să redactați o scurtă compunere de minimum 50 de cuvinte, minimum 5 rânduri. Nu este precizată limita superioară din câte observi, ci doar cea inferioară, da? Asta înseamnă că un elev așa, care a învățat în timpul liceului, așa cum ești tu, deci un elev serios și preocupat de tot ceea ce înseamnă examenul de bacalaureat, va încerca să scrie mai mult de 5 rânduri, nu doar 5. Da. Spre exemplu, aici vi se cere să prezentați perspectiva narrativă din fragmentul de mai jos, adică să folosiți toate noțiunile acelea de teorie literară pe care voi le-ați învățat la textul narrativ, adică textul aparținând genului epic. Da? Da. Bun. Uite, vedem că subiectul acesta valorează 10 puncte, da? Așa. Ultimul subiect și cel mai temut, după cum spuneam, de către elevi, este subiectul al treilea. Aici vi se cere să redactați un eseu de minimum 400 de cuvinte, adică minim 4 pagini, în care să prezentați fie particularități ale unui text poetic studiat, ca aici, spre exemplu, fie relația dintre două personaje întâlnite într-o anumită operă epică, fie să prezentați viziunea despre lume și viață a unui anumit autor, așa cum rezultă dintr-un anumit text scris de acesta, și așa mai departe. Și de regulă aici elevii se sperie și zic, vai, mamă, 4 pagini, de unde scot eu 4 pagini? Cum să învăț eu 4 pagini pe de rost? E, și aici e greșeala, Andrei, și vreau să-ți explic și de ce. Niciodată nu învățăm pe de rost vreo compunere. Niciodată. Știi de ce? Fiindcă dacă învățăm pe de rost, înseamnă să învățăm mecanic. Iar învățarea mecanică este de scurtă durată. Știi unde ține tipul acesta de învățare? Dacă mâine ai test, nu știu, să zicem la română sau la orice alt obiect vrei tu, și înveți în seara asta, reții până mâine după test, după care ai uitat tot. Nu mai știi nimic.
Sau, ferească Dumnezeu în timpul testului, uiți un cuvânt, unul singur, nu mai știi ce să mai scrii mai departe. Ai uitat tot. Așa că nu e bună strategia aceasta a elevilor să învețe comentariile pe de rost, să învețe sute de pagini pe de rost, că n-or să reușească. Nu e bine. Nu e bine așa. Și atunci eu propun o altă metodă aici, pentru subiectul al treilea. Să încercăm să învățăm scheme. E mult mai ușor. Scheme care să se potrivească unei anumite grupe de opere literare. Da? Uite, spre exemplu, atunci când discutăm despre romane, noi am putea să grupăm toate romanele într-o categorie, da? Și să vedem exact ce avem de scris acolo. Păi să facem referire la contextul apariției operei, tema operei, explicarea titlului, incipitul, eventual relația incipitului cu finalul și așa mai departe, da? Adică să știm exact ce anume trebuie să scriem în eseul acela. Evident că în funcție de tipul de roman vom adăuga și alte informații. Spre exemplu, dacă discutăm despre romanul realist de tip obiectiv, va trebui să punem în eseul nostru informații despre realism și să încercăm să evidențiem aceste trăsături ale realismului în romanul lui Rebream, Ion. Da? Dacă discutăm despre romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război a lui Camil Petrescu, va trebui să evidențiem în acest roman trăsăturile modernismului și trăsăturile scrierii la persoana întâi. Da? Da. Însă structura, schema va rămâne aceeași. Deci să încercăm să găsim o scurtătură, să simplificăm lucrurile. Știi? Ce zici? Înțeleg. Nu-i interesant? Da, decât să învăț pe deasupra. Deodată ai scăpat de un stres. Nu trebuie să mai înveți sute sau mii de pagini. Da? Vom învăța câteva pagini. Evident că va trebui să citești toate operele literare și să știi conținutul lor. Vom combina schema respectivă cu conținutul operei literare, eventual cu noțiunile referitoare la un anumit curent și gata, a ieșit eseul. Acum te mai sperii așa de mult subiectul al treilea? Nu, dar tot e puțin acolo. O să vezi că e simplu, da? Bun, dacă tot am pus materialul ăsta, ce părere ai? Nu vrei să încercăm să rezolvăm așa puțin, să vedem despre ce e vorba? Da, da. Să vedem cât de greu e, că elevii se cam sperie. Vai, e greu. Și apropo, ia spune-mi, cam care e nota ta la română de obicei? Media, în 11 am avut media 6. 6? Elev de nota 6. Ia să vedem dacă elevul de nota 6 poate să rezolve de nota 10. Nu te speria. Nu te speria. Partea A de la subiectul 1. Da? Hai să vedem. În primul rând trebuie să citim textul. Cum preferi, să-l citești tu sau să-l citesc eu? O să-l citesc și eu, da. Hai fiind prima noastră întâlnire, lasă-mă pe mine să ți-l citesc, da? Data viitoare promit că te las pe tine. La 20 septembrie mă îmbarcai pe un vapor al companiei Dunărene Austriece. O societate numeroasă și aleasă se afla aici. Între alții, mai multe dame europene și grece, cele din tâi îmbarcându-se pentru Viena, cele din urmă pentru Galați și Brăila. Urcară în Bosforul până la Buiuc Dere, pe un timp de liniște și seminătate și pe la o oră când apele și malurile Bosforului apar în toată frumusețea lor. Mărturisesc că nu este nimic mai desfătător ca această poziție. Ochiul muritorului se ostenește până în sfârșit de toate, ce vede neîncetat cât de rară ar fi frumusețea care l-atrage. Bosforul singur poate face excepție. Vederea lui niciodată nu satură și cauza trebuie să fie minunata variație ce îl îmbrățișează.
Nicăieri ochiul nu cade fără să întâlnească o schimbare de forme în poziție, niciodată. Chiar acolo unde am privit un minut, culorile cadrului variază neîncetat și seamănă cu un vis desfătător în care toate se mișcă, se schimbă și se îngână cu voluptate. Malurile, când înalte, drepte, când plecate, îndoite, când verzi de ierburi și de arbori. Cu grădinile lor, cu casele cu forme felurite și bizare, cu geamiile cu minarele când primesc culorile lor de la valuri, când ele împrumută formele bizare acestor unde limpezi, capricioase și curgătoare. Malurile și cerul se îngână în sânul undelor. Soarele apuse și îndată un vânt rece și violent început să bată de la coasta Europei. Marea luă o culoare mai întunecată. Se încreți și începu a fierbe. Valurile se ridicară, se spumară. Ofițerii vaporului dau ordine marinarilor spre a se prepara pentru orice întâmplare. Vântul ne bătea în coasta vaporului, prin urmare, mișcarea vaporului era la o parte. Această mișcare, pe care marinarii o numesc ruliu, este cea mai supărătoare pentru pasagerii ce suferă de răul mării. Cea mai mare parte din ei căzură pe paturile lor. Cu vântul începu o ploaie repede. Întunericul era acum mare. Mulțime de oameni erau pe podul vaporului expuși la asprimea timpului. Printre ei, femei cu copii mici. Poziția acestor femei atinse inima capitanului și dete ordin să le coboare și să le așeze sub scare pe care te dai jos în camera pasagerilor de clasa întâi. Fragmentul face parte din opera Călătorii în Moldova, scrisă de Dimitrie Bolintineanu. Și este explicat aici, avem și o explicație, iată, Buyuk Dere este un cartier al Istanbulului. Da? Da. Bun. Partea A, pe asta o rezolvăm întâi. Bănuiesc că ai un caietel pregătit și un pix, da? Da. Perfect. Scrie pe foaia de examen în enunțuri răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. Indică sensul din text al secvenței începu a fierbe. În primul rând, ce trebuie să facem? Să căutăm unde e secvența. Așa. Ia să vedem unde e secvența. Să citim toată propoziția. Bravo! Foarte bine, Andrei! Ia să vedem. Începu a fierbe. Ia uite, cine? Uite aici. Începu a fierbe. Sper să pot să și subliniez. Cine începu a fierbe? Marea. Bravo, da? Citește, te rog, tot enunțul. Marea luând o culoare mai întunecată, se încreții și începu a fierbe. Bun. Și acum trebuie să explicăm ce înseamnă începu a fierbe. Cum adică marea începu a fierbe? Cred că... Uite, soarele apuse și îndată un vânt rece și violent început să bată de la coasta Europei. Marea se întunecă, da, luă o culoare mai întunecată, se încreți, adică se formară valuri și începu a fierbe. Foarte... Valurile se ridicară, se legară. Da, uite ce scrie mai furtună. Adică marea a început să se agite. Marea deveni agitată, nu, Andrei? Da, da, o să zic. Așa, perfect. Acum ce trebuie să facem? Nu o să scriem început a fierbe egal, nu știu ce, va trebui să formulăm un enunț în care din secvența, din secvența dată, reiese că marea devine agitată. Așa, ia să vedem, dacă ar fi să notăm, stai puțin să-mi pregătesc și o tablă, tu știi că am și o tablă? Chiar dacă lucrăm online. Ia să vezi, asta e tabla mea. Stai să îmi pregătesc aici toate ustensilele, să fie totul în regulă.
Așa, foarte bine, o secundă. Între timp tu ai putea să notezi că aceasta, un titlu, da? Aceasta este varianta numărul 1, da? Ia să notăm noi. Ia să vedem varianta 1. Da? Am zis. Bun, foarte bine. Subiectul 1. Da? Așa, partea a 1 roman, așadar, partea a exercițiul 1. Da? Da? Și cum ai spus că formulăm, ia ajută-mă. Din secvența dată, este că marea este agitată. Bravo! Din secvența dată reiese că marea devine agitată. Cum am mai fi putut formula, Andrei? Oare? Secvența începu a fierbe are sensul de a deveni agitată, a se agita, da? Face referire la marea care devine agitată. Bravo! Exercițiul 2. Menționează două destinații ale celor care călătoresc cu vaporul, utilizând informațiile din textul dat. Ia să ne uităm în text. Două destinații. Unde se duceau oamenii aceia? Pentru Viena. Îmbarcându-se pentru Viena, da. Și cele din nou pentru Galați și Brăila. Sau Viena și Galați. Îmbarcându-se pentru Galați și Brăila, da? Ia, cum formulăm? Două destinații. Două destinații ale călor care... Două destinații ale celor care călătoresc cu vaporul sunt Viena și Brăila. Bravo! Două destinații ale celor care călătoresc cu vaporul sunt Viena și Brăila. Brăila, foarte bine! Hai să vedem acum și exercițiul numărul 3. Precizează perioada anului în care are loc călătoria descrisă de Dimitrie Bolintineanu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. Încep, atenție, perioada din an. La 20 septembrie. Adică când? Toamna. Bravo! Da? Hai să formulăm răspunsul. Călătoria se desfășoară toamna pe 20 august. Septembrie. Septembrie. Da? Călătoria descrisă de Dimitrie Bolintineanu se desfășoară în anotimpul de toamnă începând cu 20 septembrie. Da? Da. Cum ți se pare până aici? E greu? Nu. Nu. Normal că nu e greu. E ușor. 4. Învățăm să fim și ordonați, Andrei, da? Atenție da. Cum scrii, că de asta îți scriu și eu. Deocamdată lucrăm așa, scriu și eu, scrii și tu la un moment dat. După ce vom face mai multe ședințe, cel puțin prima parte a primului subiect o vom rezolva oral.
Da? Nu va mai avea rost să stăm să pierdem vremea. Dar fiind prima ședință, astăzi preferăm să scriem ca să ai și un model de așezare corectă în pagină. E foarte important. Dacă nu așezi corect în pagină, să știi că s-ar putea să ți se scadă puncte. Și la partea aceasta, dar și la compunerile pe care le-ai descris. Da? O să vedem. Da. Următorul exercițiu. Exercițiul numărul 4. Explică motivul pentru care capitanul ordonă mutarea femeilor cu copii. Unde găsim informația aceasta? Lasă și tu textul. Citește, te rog, enunțul în care găsește această informație și apoi vom formula împreună răspunsul. Cuvântul începu o ploaie repede, întunericul era cu mare. Mulțimea de oameni erau pe podul vaporului, expuși la asprimea timpului. Printre ei, femei cu copii mici. Poziția acelor femei atinse inima capitanului și de te ordin să le coboare și să le așeze sub scară, pe care te dai jos în camera pasagerilor de clasa întâi. Bun! Deci de ce capitanul ordonă mutarea femeilor și a copiilor? Deoarece a început să plouă și atinse inima capitanului, poziția acestor femei. Atinse inima capitanului, adică? Li s-a făcut milă. Așa, i s-a făcut milă de femeile și de copiii care, da, erau toți datorită condițiilor. Panicați datorită condițiilor meteo, sigur că da. Da? Bun, ia să vedem. Hai să notăm. Cum notăm? Ce notăm? Ajută-mă. Datorită condițiilor meteo, capitanului s-a făcut milă de femei, nu. De femei și de copii, cerând de mutarea acestora într-un loc mai sigur, da? Da. Datorită condițiilor. Meteo nefavorabile. Virgulă, capitanului i s-a făcut milă de femeile și copiii. Atenție cum scriem copiii, cu 3 de i, da? Da. Așa, de femeile și de copiii care se panicaseră, nu? Da. Și a cerut sau și a ordonat, da? Mutarea acestora într-un loc mai sigur. Gata? Da. 5. Aliniem frumos. 5. Prezintă în 30-50 de cuvinte ce se întâmplă cu vaporul pe timp de furtună, așa cum reiese din textul dat. Păi hai să vedem, să căutăm în text. Penultimul aliniat. Așa, ia să vedem. Marea luă o culoare mai întunecată, se crește și începe a fierbe. Valurile se ridică, se spumeră. Oficierii vaporului dau ordine marinarilor care se prepară. Spre a se prepara pentru orice întâmplare. Vântul ne bătea în coasta vaporului, prin urmare, mișcarea vaporului era la o parte. Datorită valurilor, vaporul se mișcă în toate părțile. Provocând agitație. Provocând agitație și rău
pasagerii, da? Cum se numește mișcarea aceasta a vaporului provocată de valuri? Se numește? Ruliu. Ruliu, da? Ia uite, deci, vântul bate în coasta vaporului, da? Prin urmare, mișcarea, vaporul începe să se miște la o parte, într-o parte și în alta, da? Și această mișcare se numește ruliu, da? Și provoacă rău de mare, greață, pasagerilor. Pasagerilor. Da? Bun. Trebuie să scriem chestia asta în 3-5 rânduri. Wow, destul de mult. Ia, mă ajuți? Da. Hai să vedem. N-aș mai începe tot cu datorită, că am început la 4 și chiar dacă nu e un text, totuși parcă, nu știu, sună deranjant. Știi? Chiar dacă e un exercițiu separat. Și dacă încep cu datorită, să știi că am mari șanse să nu reușesc să umplu cele 3-5 rânduri. Voi scurta. Știi? Din cauza? Și la fi aceeași chestie și cu din cauza. Hai să începem așa. Uite, fii atent. Valurile. Îmi încep cumva fraza ca să mă oblige să mă lungesc, știi? Să-mi umplu rândurile. Valurile agitate ale mării, da? Încep să clatine vaporul. Mișcarea, virgulă, mișcarea aceasta fiind cunoscută sub denumirea de ruliu. Da? Continuăm. Capitanul ordonă marinarilor să fie pregătiți pentru orice situație ar apărea, nu? Da. Virgulă. Inclusiv să ajute pasagerii care suferă de rău de mare. Eu am scris vreo 3 rânduri. Vorbeam că trebuie să fie totul aliniat frumos. Ia să... Da. Ție, câte rânduri ți-au ieșit? 5 rânduri. 5 rânduri, da? Cam așa, cam 3 rânduri scrise la calculator sunt, echivalează cu aproximativ așa, 5 rânduri scrise cu pixul sau cu stiloul pe foaie. Bun. Deci am terminat prima parte. E greu? Nu, am avut eu emoții acum. Nu e deloc greu, e da? Prima ședință. Bun. Nu e nicio problemă, nu trebuie să fii emoționat, pentru că eu niciodată nu o să te judec. Da? Eu sunt aici să te ajut și atât, nu să te judec. Bun. Partea B. Continuăm. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, deci minim 15 rânduri, în care să argumentezi dacă peisajele influențează sau nu sentimentele unui călător, raportându-te
atât la informațiile din fragmentul extras din textul Călătorii în Moldova de Dimitrie Bolintineanu, cât și la experiența personală sau culturală. E, întotdeauna la astfel de subiecte, Andrei, este bine să citești și ce scrie sub exercițiu. Liniuțele acestea de aici sunt, de fapt, recomandări care te vor ajuta să realizezi textul acesta argumentativ cât mai bine. Uite, în redactarea textului vei avea în vedere următoarele repere. Formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție. Enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente. Utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare, norme de exprimare, de ortografie, de punctuație, așezarea în pagină, cea despre care ți-am povestit, și lizibilitatea, adică să ai un scris citeț, să se înțeleagă ceea ce scrii, da? Da. Bun. Și în vederea acordării punctajului, trebuie să ai minim 15 rânduri și să dezvolți subiectul propus și nu altceva. Da? Păi, ca să poți tu face un astfel de text, este nevoie să ne reamintim puțin ce e textul argumentativ. Uite, eu am un material, imediat o să-l deschid și pe acesta. Sper să-l găsesc repede, sper. Nu-l găsesc repede. O secundă. Ia să vedem aici, poate. Da. Aici. Să-l luăm de aici. Da? Textul argumentativ. E, textul argumentativ este textul în care emitem o opinie și apoi o susținem cu argumente plauzibile. Da? Bun, acum depinde. Sunt texte argumentative în care, spre exemplu, trebuie să argumentăm că un text aparține unui anumit gen literar, unei anumite specii, unui anumit curent literar. Și vom vorbi despre astfel de texte la subiectul al treilea. Sau texte în care ne exprimăm opinia cu privire la un anumit aspect, așa cum e cazul părții B de la primul subiect de bacalaureat, da? Oricum ar fi, textul nostru argumentativ trebuie să conțină trei părți, da? Prima se numește ipoteză și aici vom trece teza de la care pornim, ideea pe care o emitem, da? Apoi, cea de-a doua parte se numește argumentare și aici vom găsi argumente care să justifice ceea ce am scris noi în ipoteză și, de asemenea, pentru ca un argument să devină valid, noi va trebui să-l ilustrăm și cu un exemplu foarte, foarte clar, da? Așa, și cea de-a treia parte, și anume concluzia, de regulă aici vom trece ideea de la care am pornit, ideea din ipoteză, da? Însă, evident că vom încerca să o exprimăm folosind alte cuvinte, vom formula altfel, da? Practic, concluzia rezumă întregul demers argumentativ. Dacă ar fi, Andrei, să desenăm structura unui text argumentativ, eu cred că am putea o reda sub forma unui cerc, da? Imaginează-ți că începem textul de aici, cu ceea ce credem noi cu privire la aspectul propus, da? Vom continua cu argumentele și cu exemplele și ne vom întoarce în punctul de unde am pornit. Da? Vom concluziona în urma argumentelor pe care le-am găsit. Bun, Andrei, întotdeauna, în ipoteză, va trebui să răspundem la următoarea întrebare. Ce vrei să demonstrezi? Noi ce vrem să demonstrăm? Că peisajele influențează sau nu sentimentele unui călător? Ce părere ai?
Peisajele influențează, deoarece când mergi cu trenul și te uiți pe geam și vezi peisajele, parcă nu te mai plictisești, adică nu să stai pe telefon, vezi ceva nou. Sigur că da. Da, poți admira. Dar dacă uite, spre exemplu, pe geam, vezi, nu știu, să zicem că e toamnă, e, nu știu, noiembrie și plouă și e urât și e mohorât și tună și fulgeră. Și te vii și tu trist. Devii trist. Și tu trist. Și dacă e primăvară și e vesel și sunt păsărele care ciripesc și copăceii verzi și floricele și toate alea. Devii fericit și în cazul în care ai și rău de mișcare, te uiți pe geam și vezi. Îți trece, uiți, da, da? Răul de mișcare. Sigur că da, Andrei. Așadar, vom porni de la ideea că peisajele influențează starea de spirit a unui călător. Bun, continuăm cu materialul nostru. Ia uite. În argumentare. Bun, trebuie să avem grijă ce? Când trebuie să ne introducem ipoteza cu un anumit conector logic, adică cu un element care să ordoneze părțile componente ale textului argumentativ și care să exprime diferite raporturi, da? Uite, ce putem să folosim în ipoteză? Ia să vedem, să-l găsim. Uite, conector care introduc teza. Părerea mea este că, voi arăta că, sunt de părere că, în opinia mea, consider că, da? În opinia mea. Sigur că da. Da? Unul dintre acești conectori vom folosi. Apoi vom trece la argumentare. Sunt oferite cele mai bune argumente. Textul, mă rog, materialul acesta este făcut să se potrivească și pentru eseul de la subiectul al treilea, din câte observ, da? Dar noi deocamdată facem abstracție de subiectul al treilea. Învățăm să-l facem pe acesta, textul argumentativ de la primul subiect, da? Vom găsi argumente. Ce argumente am putea noi să găsim? Argumente care să fie solide, formulate clar, ordonate logic pentru a justifica teza, cu scopul de ce facem lucrul ăsta, de ce căutăm argumente. Cu scopul de a convinge receptorul, adică profesorul evaluator de la examenul de bacalaureat. Da? Da. Bun. De asemenea, pentru ca un argument să devină valid, va trebui întotdeauna să îl ilustrăm cu exemple din text, din textul suport, sau făcând referire la experiența noastră personală, ce ni s-a întâmplat nouă, sau culturală, ceva ce poate am citit într-o altă operă literară. Nu? Da. Bun, hai să vedem. Întotdeauna ne vom introduce argumentele în câte un paragraf distinct, separat. Da? Și evident că în acest paragraf vom atașa și exemplul corespunzător. Vom utiliza diversi conectori. Uite, conectori care introduc, să zicem, primul argument. În primul rând, în al doilea rând, în al zecelea rând. Mai întâi de toate. Sau trebuie amintit mai întâi. Sau prima remarcă se referă la. Sau, eu știu, ceva în genul ăsta, da? După care... conectori care introduc următoarele argumente. În al doilea rând, în plus, în continuare, la fel, pe de o parte, pe de altă parte, în aceeași ordine de idei, în altă ordine de idei, depinde ce se potrivește acolo, da? Da, eu de obicei folosesc în primul rând și în al doilea rând. Acum eu mi-aș permite să-ți dau un sfat. Încearcă să nu... uzezi prea mult de acești conectori și să nu-ți începi fiecare argument cu în primul rând, în al doilea rând, în al treilea rând, în al zecelea rând. Că parcă nu știu de ce. Mie mi se pare că sună puțin deranjant. Dacă aranjăm foarte, foarte bine argumentele și exemplele, da? Putem să facem în așa fel încât, după primul argument pe care l-am introdus prin conectorul în primul rând,
da? Să ni-l introducem pe următorul printr-un alt conector, de genul în altă ordine de idei sau pe de altă parte. Da. Știi de da, ce? Mi se pare... Da, parcă dacă folosim în al doilea rând, în al treilea rând, în al zecelea rând, nu știu, parcă am picat așa într-un soi de stereotipie. Bun, ești la profil real, înțeleg. Însă deținerea, nu știu, tuturor informațiilor acestora legate de cum să construiești un text argumentativ nu te va ajuta doar pentru examenul de bacalaureat, te va ajuta și mai târziu în viață. Tu știi că încă de mic faci texte argumentative? Când erai mic, imaginează, ți-aduți aminte, nu știu, și îți doreai ceva, să-ți cumpere părinții tăi ceva, uite, să presupunem o bicicletă. Te duci, ai, mami, tati, vreau și o bicicletă. În primul rând, o bicicletă mi este utilă pentru că mă ajută să fac mișcare. Spre exemplu, stau prea mult în casă cu telefonul în mână sau în fața laptopului și o să devin obez, așa că mai bine, în timpul liber, mă urc pe bicicletă și fac mișcare. În al doilea rând, când o să mai cresc, aș putea să mă folosesc de bicicletă pentru ca încă din timpul liceului să câștig și niște bani, angajându-mă, spre exemplu, ce ai zis tu că lucrezi? Foodpanda. La Foodpanda. În concluzie, foarte bine, în concluzie, dragi părinți, e imperios necesar să-mi cumpărați o bicicletă. Nu e un text argumentativ, spune tu. Ba da. Da? Vei avea nevoie să, la un moment dat, hai să ne gândim așa, peste nu știu câți ani, să-ți ceri iubita în căsătorie. Te-ai gândit? Și mai mult de atât, să-i convingi și pe părinții ei să accepte. Cum vei face lucrul acesta? Printr-un text argumentativ de la română, iată. Da? Vei emite ipoteza, după care vei căuta argumente, da? Pe care le vei însoți de exemple elocvente și vei încheia concluzionând, da? Și anume reluând ideea pe care ai formulat-o în ipoteză. Dacă tu te duci să-i convingi pe părinții iubitei tale să o lase în oraș cu tine, să zicem, să nu ne gândim atât de departe, da? Acum, să o lase în oraș la plimbare. Dacă zici, în primul rând, și zici ce zici acolo, în al doilea rând, în al treilea rând, în al zecelea rând, s-ar putea ca părinții ei să nu mai fie de acord să o lasă să iasă cu tine. Dar dacă zici, știți, în primul rând, și apoi pe de altă parte, și tot în aceeași ordine de idei, așa că vă rog să-mi permiteți să ies în oraș cu fiica dumneavoastră. Nu-ți cresc șansele? Ce zici? Bă, da, și fac și mai inteligent. Sigur că da, cam așa e și aici, la textul ăsta la română, da? Ai înțeles ideea, Andrei? Da. Bun. Trebuie să te joci cu conectorii aceștia logici, da? Trebuie să ai grijă să-ți alegi foarte bine argumentele, să fie solide, da? Și să încerci cumva, spre exemplu, ai primul argument, cel de-al doilea... Să-și tragă substanța din primul, așa, să rezulte din primul, astfel încât la sfârșit, când vei reciti textul tău argumentativ, să pară un întreg, un tot. Asta e ideea. Înțelegi? Că dacă zici în primul rând și arunci acolo un lucru, în al doilea rând arunci un alt argument, dar care nu prea are legătură cu primul, știi? Nu mai e un întreg. Da? Da. Bun, la final... După ce ai terminat textul argumentativ, verifici dacă ai respectat enunțul cerinței, citești, da? Recitești. Dacă textul are ipoteză, argumentare și concluzie. Dacă argumentele sunt susținute de exemple, eventual și de citate, poți să scoți din textul suport, da? Dacă folosești citate, trebuie să te asiguri că ai folosit ghilimelele și că ai luat exact din text, da? Să nu uiți niciodată de ghilimele. Trebuie să te asiguri că fiecare paragraf conține argumentul plus exemplul.
Nu punem argumentul într-un paragraf și exemplul într-un alt paragraf. Sau punem în același paragraf 2-3-10 argumente, sub nicio formă, da? Fiecare paragraf va conține un argument și exemplul aferent, da? Trebuie să te asiguri de faptul că ai folosit conectorii specifici și în modul acesta inteligent, bineînțeles, da? Să nu ai textul foarte, foarte lung, dar nici mai scurt decât a fost precizat în cerință. Dacă acolo scrie minimum 15 rânduri, poți să-l faci de 15 rânduri sau să te duci în maxim, nu știu, maxim 20, da, maxim. Deja e prea mult 20, da? Bun. Da. Să te asiguri că exprimarea ta e una în regulă, da? Și că impresionează. Ia uite, dacă impresionează, înseamnă că o să și convingă. Și dacă convinge, înseamnă că vei primi punctaj mai bun la subiectul acesta. Prin ce? Prin claritate, prin coerență, prin creativitate. Ia uite partea de creativitate, cea pe care ți-am ilustrat-o adineauri, da? Și modul în care sunt formulate ideile. De asemenea, să verifici ca scrisul tău să fie lizibil. Citeți. Da? Să se înțeleagă tot ce ai scris. Și că nu ai greșeli de ortografie sau de punctuație. Ei, cum da. Ți se pare, Andrei? Se pare destul de ușor. Că... Nu e greu, nu? Ce zici? Pentru data viitoare te-ai descurcat să faci singur textul acesta argumentativ? Da. Da? Ca temă pentru acasă. Temă. Rezolvi partea B a primului subiect din varianta aceasta, pe care eu o să-ți o pun pe grupul nostru de WhatsApp și, de asemenea, toate materialele pe care le-ai văzut astăzi. Da? Da. Bine, Andrei! Ne vedem data viitoare! La revedere! La revedere! La revedere!